Salutare tuturor, vreau să vorbesc puțin despre aur, ce se întâmplă cu aurul, pentru că este la all-time high și a avut o creștere fantastică și parcă nimeni nu se aștepta la asta, pentru că n-ai vedea aurul să urce în momentul în care încă avem o economie restrictivă. Ok, economia merge bine, dar e restrictivă în continuare pentru că avem rata dobânzii sus și n-avem încă nicio tăiere. Dar nu uitați, ce se întâmplă în piață? Piața reacționează oare fix atunci când se întâmplă lucruri? Nu, piața mereu reacționează înainte și aceasta este explicația simplă pentru care aurul se mișcă în sus, pentru că piața anticipează tăieri ale dobânzii. Și de ce ne-am speriat și de ce ar crește aurul când vorbim de tăierea dobânzii? Pentru că automat economia s-ar reaprinde și parcă lucrurile astea ar sta bine, nu? Corect, s-ar reaprinde, dar ce se întâmplă cu banii? Când piața este mai relaxată, când economia este promovată, hai să zicem așa, banii devin mai ieftini, ce se întâmplă? Banii automat se vor înmulți în piață. Mai multe credite, mai multe investiții, mai mult rulaj, asta automat accelerează mișcarea economică, dar în același timp devalorizează și banul, pentru că am văzut cum a evoluat în ultimii zeci de ani, că nu mai știu exact numărul acum. În ultimii zeci de ani, banul s-a tot devalorizat. Și când banul se devalorizează, ce se întâmplă și cam care este reacția obișnuită pe care o au oamenii când vine vorba de menținerea investițiilor lor? Primul lucru pe care îl faci este automat să investești în ce ți-e mai la îndemână și oarecum acel ceva, acea investiție care urcă odată cu devalorizarea banilor, sunt investițiile obișnuite în acțiuni, în asset-uri, în active. Dar în același timp, oamenii investesc într-un mod mai puternic defensiv în metale, în commodities, în acele lucruri care au scarcity, sunt mai rare, sunt limitate teoretic, practic, am așa dubiul meu că este chiar limitat aurul, dar în principiu investesc în acele bunuri care nu pot să creeze o inflație rapidă în piață. Și aici, bine, și aici este puțin discutabil, pentru că și aurul poate să fie puțin inflaționist pe o perioadă scurtă de timp și vă explic imediat și cum. Dar asta este reacția obișnuită a investitorilor, mai ales cei care au mai mulți bani. Pentru că tu dacă ai, de exemplu, $1,000,000 în investiții, păi când începe totul să iasă de sub control, cum investițiile tale cresc, adică acel milion se poate transforma în 1,200,000, 1,400,000 și așa mai departe. Dar în același timp te gândești în situația în care, băi, eu dacă nu vând în punctul maxim și poate nici nu vreau să vând, că nu vreau să plătesc taxe, trebuie să găsesc o metodă prin care îmi protejez investițiile în situația în care lucrurile se duc fix opus. Adică piața corectează. Hai să investesc în aur. Aurul care nu este la fel de volatil, aurul care este istoric vorbind o protecție pentru devalorizarea banului. Bun. Deci, de asta se investește puternic în aur. Și am zis acum, imediat, acum 30 de secunde, un minut, despre inflația aurului. Cum se realizează această inflație a aurului? Și lucrurile sunt foarte simple. Gândiți-vă în felul următor. Dacă aurul este ieftin, minerii automat nu sunt incentivați, nu sunt determinați să mineze mai mult, să pună pe piață, pentru că au un cost de minerit, să zicem $1,000. Dacă ei vând cu 1,200, pe lângă acei $1,000 mai au și alte costuri, practic profitul lor este unul mic, există și șanse să producă mai puțin în o anumită perioadă pentru că poate mina nu este la fel de profitabilă, deci sunt fel și fel de variații care poate să apară și cu cât aurul este mai ieftin, nu prea îți vine să te apuci să minezi în nesimțire și să vinzi la un preț jos. Practic cerere și ofertă. Automat când cererea este redusă și prețul este mai mic, nici tu nu ești determinat să-ți faci stocuri foarte mari pe ideea că las că poate vând eu mai târziu. Pentru că costul pe care tu trebuie să le suporți acum, nu atunci. În schimb, când aurul crește, ce se întâmplă? Minerii zic, ok, ăsta e momentul nostru, putem să facem foarte, foarte, foarte mulți bani, hai să minăm în nesimțire, hai să minăm cât putem. Și automat se pune foarte mult pe piață, oferta devine mai mare, adică dacă se zicem de la ofertă de 1,000,000 de unci pe lună, nu știu exact care sunt cifrele concrete care se pun pe piață, deci nu vă luați de cifrele acestea de mine, este strict ca exemplu. Dacă în mod normal am pune 1,000,000 de unci pe lună, prețul acum este cu 30% mai sus sau 40% mai sus sau cu cât o fie, adică dacă ne uităm la cât a fost minim $1,600 și acum suntem la 2,300, e cam cu 50% ish mai mult decât a fost acum aproximativ un an. Deci dacă atunci nu erai determinat să vinzi pentru că era ieftin și profitul tău era foarte mic, acum vinzi cât poți de mult. Mărești producția la maxim cât este
posibil omenește din perspectiva business-ului tău să mărești producția și poate de la 1 milion de euro ce ai ajuns să pui pe piață 1,5 milioane sau 2 milioane. Numai că poate cererea ta nu a crescut cu aceeași viteză cu care ai mărit tu producția. Și la un moment dat, firesc, se va întâmpla, adică automat am avut o inflație în ceea ce privește aurul și firesc se va întâmpla ca cererea să se întâlnească cu oferta și la un moment dat cererea să scadă și când începe cererea să scadă, aurul să cunoască o corecție și o normalizare. Acum, nu știu dacă se întâmple acum la 2300 de dolari sau o să fie 2500 sau o să fie 3000, n-am de unde să știu. Cert e că la un punct o să se întâmple asta. O să fie o normalizare a cererii, o ofertă mult prea mare pentru că devin minerii, devin lacomi și automat o regularizare, o normalizare a acestui mecanism în ceea ce privește cererea și oferta în partea de commodities. Deci cam asta cred eu că o să se întâmple de aici înainte și cam asta este explicația pentru aur. Oamenii se refugiază în acest moment în aur pentru că consideră că iarăși o să intrăm într-o perioadă inflaționistă. Nu trebuie neapărat să se întâmple așa, dar din nou, nu putem să controlăm care este gândirea oamenilor. Și în același timp, cu cât aurul devine mai scump și minerii devin mai lacomi, o să mărească producția, sunt ferm convins de chestia asta și asta o să afecteze prețul aurului pentru că, din nou, legea cererii și a ofertei, ne întoarcem mereu la ea pentru că este una dintre cele mai importante. Și cam atât, dacă vi s-a părut interesant, like, share, subscribe, puteți chiar și în aur să investiți pe Interactive Brokers, dar recomandarea mea este că dacă vreți să faceți o investiție pe termen de 10-15 ani, să luați aurul strict ca un bun, un asset care să vă protejeze de situații foarte nasoale fiind mic și foarte valoros, luați mai bine fizic și țineți de el, dar din nou, dacă luați fizic, nu luați cu ideea de a-l vinde în 6 luni, un an, 2 ani, îl luați ca să-l țineți pentru cel puțin un ciclu, adică să vedeți un ciclu complet. Eu cam așa o văd, poate greșesc, dar asta este opinia mea. În schimb, dacă luați pentru trading sau pentru a face un ban pe termen scurt, clar, pe sub formă de ETF pe Interactive Brokers, câteodată mai au și reduceri în sensul că nu plătiți deloc comision pe ETF-ul de commodities pe care îl cumpărați, cum ar fi exemplu la Wisdom Tree și îl găsiți pe Interactive Brokers sau puteți să luați direct contracte de aur dacă sunteți interesați de acest lucru. Deci, găsiți pe Interactive Brokers tot ce vă trebuie și pentru investiție pe termen foarte lung, neapărat fizic din punctul meu de vedere, la voi acasă, în safe, frumos, că e mai bine așa. Și cam atât, dacă vi s-a părut interesant, like, share, subscribe și toate cele, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și ajută foarte mult canalul și ne vedem ca de obicei data viitoare în următorul video. Pa, pa!